A trecut foarte mult timp de când un polițist a lovit-o mortal pe Raisa, tot pe trecerea de pietoni. Iată că acum un alt polițist a lovit o femeie în vârstă. Ne cerem scuze pentru întreruperea programului dumneavoastră. Vă rugăm foarte mult să ascultați cu atenție acest avertisment. Acest avertisment este difuzat pe toate canalele TV din România. O alertă națională a fost emisă după ce în ultimele 3 zile o creatură necunoscută a fost văzută de locuitorii județului Ilfov. Aceasta este cea mai clară poză cu creatura. Persoana care a făcut poza a numit creatura, lingerie albă, după aspectul acesteia. Până acum nu s-a aflat originea creaturii. După cum se poate vedea în poză, creatura are pielea albă, iar mâinile acestea au 5 degete la fiecare, acestea neavând unghii. Creatura nu are cap, așa că nu se știe cum vede, respiră sau mănâncă. Picioarele din spate arată ca și cum articulațiile ar fi pe tos. Pielea este ruptă în mijloc și arată organele cenușii. Se estimează că creatura are undeva la 2,5 metri în lungime și o greutate de peste 150 de kg. Persoana care a făcut poza a spus că creatura era cu o lingerie albă și că a urcat pe scările de la subsol. Acestea sunt sunetele emise de creatură. Acesta și-a apucat victimele de picioare și le-a târnat cu capul în jos de clăgile unor copaci, care se află în apropierea acestora. De asemenea, creatura a fost văzută târnând sute de animale de mărime medie cu capul în jos de clăgile unor copaci, care se aflau în apropierea acestora. Multe persoane au mai spus că creatura se mișcă foarte rapid, având o viteză de aproximativ 80 de km la oră, și că acesta nu face aproape niciun sunet când se deplasează. Până în prezent, creatura a omorât 23 de persoane și 87 de animale. După spusele locuitorilor, creatura umblă prin păduri, pe stradă și prin locuințele oamenilor, în general noaptea. Din cauza lipsei mari de informații, nu vă putem spune mai multe despre această creatură. Dacă sunteți din județul Ilfov, intrați cât mai repede în locuințele dumneavoastră și închideți-vă în interiorul acestora și sub nicio formă să ne ieșiți afară. Dacă sunteți din județul Călăraș, Ialomița, Prahova, Dâmbovița sau Giurgiu, sub nicio formă să nu vă deplasați în afara locuințelor dumneavoastră, ci rămâneți înăuntru. Dacă sunteți din Constanța, Brăila, Brașov, Argeș sau Teleorman, sub nicio formă să nu vă deplasați pe stradă sau să vă aventurați în natură. Dacă sunteți din județul Tulcea, Galați, Vrancea, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Vâlcea sau Olt, sub nicio formă să nu vă aventurați în natură. Dacă ați văzut cumva creatura, sub nicio formă să nu vă apropiați de aceasta și sunați cât mai repede la 112. Dacă ați fost văzut de creatură, sub nicio formă să nu vă apropiați de aceasta, ci fugiți cât mai departe de ea și găsiți-vă adăpost, după care sunați la 112. Dacă sunteți județul Ilfov, Călăraș, Ialomița, Prahova, Dâmbovița sau Giurgiu și aveți animale de companie sau de curte afară, băgați-le cât mai repede la adăpost. Pentru mai multe informații despre acest eveniment, accesați site-ul www.mapen.ro. Vă rugăm foarte mult să respectați aceste reguli și măsuri impuse de către Guvernul României pentru siguranța dumneavoastră, până când creatura va fi capturată de către armata română. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată acestui avertisment. Vă urăm o seară frumoasă în continuare. De ani, femeia a murit, aceasta traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din Popești, Leordeni.